seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Știri. Vom discuta în această seară despre investiții, investiții ce privesc dezvoltarea județului Vâlcea și vedem care sunt sectoarele în care se alocă cei mai mulți bani în acest moment. De asemenea, discutăm și despre investitori, pentru că se pare că infrastructura rutieră atât prin județ cât și prin afara județului, pe lângă județul Vâlcea, parcă începe să capete ușor-ușor conturi și ne gândim că poate intrăm și noi în atenția investitorilor și reușim să aducem în Vâlcea, să creăm locuri de muncă și să ne ținem vâlcenii mai aproape de casă. Alături de mine și de dumneavoastră în această seară este domnul Alex George Conciu, consilier al președintelui Consiliului Județean Vâlcea. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt încântat să fiu prezent astăzi la dumneavoastră, mai ales că pentru mine este prima dată când apar în fața camerelor, în spatele lor. Am avut de-a lungul timpului ocazia să fiu, dar astăzi pentru prima dată în fața camerelor. Vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră și urmăritorilor postului Accent TV. Și să tragem concluzia la final, să vedem din punctul nostru de vedere cum vi se pare mai ușor, în spate sau în fața camerelor. Cred că concluzia pot să o trag încă de pe acum, cu siguranță în acest moment este mai ușor în spate, dar încercăm să vedem cum ne descurcăm și astăzi. Vreau să începem cu județul Vâlcea. Așa cum am spus și la începutul emisiunii, vorbim despre investiții, pentru că județul Vâlcea, așa cum pare în acest moment, este într-o continuă dezvoltare și ar vrea să vorbim puțin pe partea economică și socială și vă întreb și pe dumneavoastră cum vedeți lucrurile, având în vedere faptul că venim după o perioadă de pandemie pe care o știm cu toții, având în vedere că am avut parte de creșteri de prețuri foarte mari și tot felul de probleme care ne-au dat planurile tuturor peste cap. Am trecut printr-o perioadă foarte grea. Așa este. Criza cumva actuală se răsfrânge și asupra județului nostru. Încercăm să pornim oarecum sau să dăm, să motivăm investitorii să ajungă în județul nostru prin promovarea unor investiții pe care Consiliul Județean încearcă să le realizeze în județul Vâlcea, în infrastructură, în servicii, în turism, cumva să dăm un imbold investitorilor de a veni în județul nostru. Într-adevăr, lipsa locurilor de muncă își spune cuvântul și în județul nostru, însă trebuie să privim cu optimism investițiile pe care Consiliul Județean le-a pus pe masa Guvernului pentru finanțare și le-a depus pentru finanțare pe proiecte europene, sunt în ideea de a dezvolta locuri de muncă, de a face bine cetățenilor județului Vâlcea și de ce nu, pentru a încerca să ne diferențiem puțin ca și județ față de celelalte din țară. Da, pentru că se tot vorbește despre faptul că cel puțin în Râmnicu Vâlcea populația este preponderent îmbătrânită și observăm cu toții că majoritatea celor care termină liceul în principal aici aleg să meargă să-și facă studiile superioare în orașele mai mari din România și mai dezvoltate și de obicei rămân acolo. Ceea ce a dus așa la o îmbătrânirea populației, a rămas populație și populația este și în scădere. Iar și aici avem o problemă și tocmai de asta cred că investitorii ar fi un lucru foarte bun și probabil că am reușit să inversăm cumva aceste lucruri pe care le trăim în momentul de față și să aducem acești investitori despre care tot vorbim. Principalul impediment, așa cum s-a mai vorbit în această emisiune, a fost infrastructura rutieră și vă întreb și pe dumneavoastră din acest punct de vedere cum stăm în acest moment, pentru că se fac lucrări, se lucrează intens la dezvoltarea infrastructurii. Într-adevăr, dacă ar fi cumva să mă rezum la infrastructură, aș putea să vorbesc mai mult despre zona pe care eu gestionez din punct de vedere administrativ și pe care domnul președinte al Consiliului Județean Constantin Rădulescu mi-a repartizat-o ca și consilier în cadrul cabinetului dumnealui. Ar fi să mă rezum cumva la drumul județean 643B, care este într-un stadiu destul de avansat de execuție. Actualmente cred că ne apropiem de 90% spre 95%. Este principalul sector de drum de care răspund și pot să vă spun că în zona respectivă deja premisele unor atragerii unor investitori deja există, circul destul de des prin localități și prin legătura pe care o păstrăm și o ținem
cu primarii localităților și edilii localităților. Avem informații că sunt căutate terenuri pentru a dezvolta diferite societăți comerciale, pentru a închiria anumite spații, dar, într-adevăr, perioada foarte lungă în care România a suferit și cel mai mult, dacă suntem puțini realiști, am suferit după aderarea la Uniunea Europeană, atunci când granițele s-au deschis foarte larg tinerilor și pe bună dreptate au căutat să-și dezvolte sau să-și crească cumva nivelul de trai în România. Prin plecarea afară a muncit sezonier sau unii dintre ei, din păcate, au plecat definitiv, dar cumva au încercat să-și crească nivelul de trai și acum, în acest moment, observăm, chiar am observat o dorință a foarte multora de a reveni în România și a încerca să-și dezvolte mici afaceri din care să-și asigure traiul familial și de ce nu să se dezvolte. Vorbeam despre infrastructura aceasta și Consiliul Județean face tot ce poate ca să dezvolte infrastructura, bineînțeles, din interiorul județului, dar mai rămâne, așa cum spuneam la începutul emisiunii, și cea de pe lângă județ, pentru că avem nevoie și acolo de autostrăzi și se lucrează acum la autostrada aceasta Sibiu-Pitești și vom face și un drum expres de legătură cu autostrada Sibiu-Pitești și aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră cât de important este să se dezvolte și această infrastructură care nu ține neapărat de Consiliul Județean. Evident, de Consiliul Județean probabil că va ține insistențele pe care președintele Consiliului Județean sunt convins că le va face de a se realiza acest drum expres. Evident, o legătură cu autostrada județul Vâlcea este obligatoriu să o aibă. Doar că nu doar asta este important. Haideți să ne uităm și în restul țării, unde avem destul de multe societăți comerciale care activează în diferite zone și nu beneficiază de autostrăzi sau de drumuri exprese, dar cu toate acestea, societățile respective funcționează destul de bine, au locuri de muncă, oamenii au capacități foarte mari de producție și de export, iar legătura cu autostrada și drumul expres, cu siguranță că va accelera acest ritm de a atrage investitorii în județul Vâlcea. Credeți că tinerii care au plecat acum către alte orașe sau poate, cum spunea și dumneavoastră, în afară pentru un trai mai bun, după dezvoltarea infrastructurii, pentru că s-a tot vorbit și am tot spus că ăsta e principalul impediment, vor reveni în Vâlcea? Pentru că s-a creat obiceiul acesta deja, oamenii sunt învățați cu ideea că Vâlcea nu există locuri de muncă foarte bine plătite și nici prea diversificate. Într-adevăr, v-am spus și mai devreme, eu țin permanent legătura cu diferiți prieteni plecați în diferite colțuri ale țării și ale lumii, de ce nu? Își doresc foarte mult, pentru că în noi există un oarecare spirit de patriotism și își doresc ca la ei acasă să dezvolte și să construiască, dacă pot să spun așa, însă așteaptă, din păcate, așteaptă deschiderea unor axe de finanțare, unor linii de finanțare care să fie mult mai accesibile pentru aceștia. La ora actuală, într-adevăr, sunt deschise acele axe de finanțare pentru tineri întreprinzători care vor să își dezvolte o afacere prin programul Startup Nation. Înțeleg că va fi dat drumul sau deja s-a dat drumul pentru programul Startup Nation pentru cei plecați afară. Cumva statul român și partidele de guvernământ se orientează către forța de muncă și antreprenoriatul, cel puțin doritor de a-și construi în România afaceri. Însă, cred că va trebui o mai bună colaborare și o mai bună comunicare din partea statului prin instituții, chiar și de la nivel județean, în a explica modul de atragere acestor fonduri și a explica zonele, pentru că sunt anumite condiții, iarăși, care se impun pentru anumit tip de afacere. Dacă vorbim de turism, de servicii, sunt anumite condiții pe care foarte mulți dintre tinerii care vor să-și dezvolte afaceri nu le cunosc de la început și cred că totul este roz, așa cum prin imagine se propagă, însă
lucrurile nu stau chiar așa roz și sunt chiar foarte multe condiții de îndeplinit. Iar cei care nu au fost obișnuiți cu un anumit ritm de documentații și un anumit nivel cumva de pregătire specializată pe acel domeniu, întâmpină dificultăți, foarte mulți renunță pe parcurs și constată sau emit altfel de supoziții, cum că fondurile nu ar fi pentru ei sau, mă rog, dar direcția, eu zic că e bună, una peste alta, atât ar trebui o mai bună comunicare și o mai bună explicare a acestor ghiduri de finanțare pentru tinerii care doresc să acceseze programele europene și naționale, de ce nu? Credeți că are și birocrația un rol în a pune piedică în accesarea acestor fonduri? Bineînțeles, birocrația este în primul rând cea care pune impedimente tinerilor din ziua de astăzi, mai ales că odată cu dezvoltarea acestor medii online de comunicare, răbdarea foarte multora dintre ei aproape că este inexistentă și cei care într-adevăr își doresc să facă ceva, cumva vor informația să le vină de-a gata, vor ca informațiile să le vină servite sau puțin sunt cei care mai caută sau se mai informează în concret despre ce este vorba. Sperați sau vă puneți baza că această digitalizare despre care se tot vorbește acum, că știm cu toții că PNRR-ul în principal are ca bază digitalizarea și energia verde, mergem pe partea de digitalizare și aș vrea să vă întreb dacă credeți că se va mai reduce din această birocrație prin digitalizare. Cu siguranță digitalizarea va scurta foarte mult, inclusiv timp de așteptare la ghișee și multe alte aspecte. Marea problemă, cel puțin pentru că totuși afară, dacă e să ne rezumăm la cei care sunt plecați afară, sunt foarte multe persoane. De ună zi sau zilele trecute ce am discutat cu câțiva prieteni veniți, această schimbare de act de identitate, de pașaport și așa mai departe, sunt niște proceduri destul de greoaie. Pentru ei nu contează că sistemul și baza de date pică sau nu există un oarecare contract cu furnizorul de material sau aceste lucruri pălesc în timpul pe care ei trebuie să-l petreacă în România și pentru care trebuie să se întoarcă la muncă acolo ca să poată să trimită bani în țară. Cumva cred că digitalizarea va scurta foarte mult aceste chestiuni și de ce nu va cumva va reduce timpul acesta de așteptare de liberare a documentelor și cred că ar fi bine să fie și documente online. Cel mai bine, o identificare online, așa cum băncile în ultima perioadă practică această identificare online a utilizatorilor lor, ar putea fi făcută și cel puțin în ceea ce privește actele de identitate. Știm cu toții cât de mult timp se pierde și câți nervi întinși la maxim sunt atunci când mergem și trebuie să stăm la cozi, să așteptăm și să pierdem timp când am putea să profităm de acest mediu online, așa cum ne-a arătat și pandemia cu sistemul educațional, cât de bine a fost venit. Trebuie să facem cumva o legătură între cele două și să ajungem la varianta cea mai bună. Într-adevăr, România beneficiază și de o infrastructură din punctul ăsta de vedere foarte bună. Suntem printre primele țări din lume cu viteză la internet foarte mare, iar asta automat implică și o rapiditate în eliberarea de documente. Clar că ar trebui să beneficiem și să fructificăm mai mult acest avantaj pe care îl avem față de celelalte țări. Aș vrea să revenim la investiții, la investițiile legate de județul Vâlcea și vă întreb și pe dumneavoastră care sunt sectoarele în care se fac acum cele mai multe investiții, sectoarele de importanță. Cu siguranță, cele mai importante sectoare în care Consiliul Județean investește la ora actuală se referă la infrastructură, în primul rând, pentru că, așa cum probabil știți, drumurile județene de la nivelul județului Vâlcea însumează undeva la aproape 1000 de kilometri. 1000 de kilometri în contextul în care criza energetică a explodat, practic, prețurile la materiile prime, înseamnă niște costuri exagerate și extraordinar de mari pentru întreținerea, cel puțin, a acestora. Ca să nu mai vorbim de celelalte investiții. Consiliul Județean, prin Programul Național de Anghel Salini, a accesat undeva la peste 100 de milioane de lei noi, peste 1000 de miliarde,
și aceștia vor fi redirecționați către două drumuri de importanță deosebită. Drumul din Țara Loviștei, actualmente 703 G, dacă nu mă înșel. Nu, H, cred că îi spune. G-ul este deja în lucru. Sunt, într-adevăr, în infrastructură principal investiții pe care Consiliul Județean le face, dar în același timp nu a uitat și nu sloganul pe care președintele Consiliului Județean l-a avut în campanie, bine faci, bine găsești, practic se referă și la umanitate, la oameni, iar infrastructura medicală de la nivelul județului Vâlcea a fost în atenția deosebită a președintelui. La acest moment se lucrează în cadrul Spitalului Județean la acel ambulatoriu, fiind prima clădire de spital care se realizează după anul 1989, clinica de radiologie din cadrul maternității, maternitatea, pentru care deja s-au făcut lucrări importante la structura acesteia și ca să poată fi accesate fondurile mai departe. Iarăși, unitatea de primiri urgențe este în vedere pentru a fi modernizată și dotată la standarde așa cum ar trebui, plus că pe perioada pandemiei Consiliul Județean a fost destul de implicat în dotarea și punerea la punct a unor secții din cadrul spitalului pentru a ține pasul și a ține ritmul cu situația aflată în dinamică de la momentul respectiv. Mergem acum și către lucruri mai frumoase și aș vrea să vorbim puțin și despre turismul vâlcean, pentru că avem potențial din multe puncte de vedere pe această ramură. Și aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră cum vedeți turismul acum și el venit, bineînțeles, după o perioadă dificilă. Într-adevăr, turismul din județul Vâlcea este unul destul de bogat. Așa cum s-a mai spus, Vâlcea este județul turismului total. Exceptând marea, pe care nu o avem, avem toate formele de relief, stațiuni foarte importante, balneare, unde oamenii pot să-și recapete, de ce nu, sănătatea, cum avem Băile Olănești, sau tratamente de diferite genuri la Călimănești, de ce nu, turistic, în zona Horezu și așa mai departe. Însă cred că este Vâlcea județul turismului total, pentru că acesta privește și latura materială a practicării acestui turism. Pentru că la noi în județul Vâlcea pot să facă turism și se pot bucura de natură și cu, dacă pot să spun așa, cu bani mai puțini pentru recreere oamenii, dar în același timp avem și destul de multe zone în care într-adevăr pot să se simtă tratați foarte bine. Avem foarte multe evenimente culturale, unele din ele devenite cumva o tradiție, cunoscute deja la nivel național, dacă stăm să ne gândim că când se organizează foarte multe dintre ele, vin oameni din mai multe orașe ale României. Și aș vrea să vă întreb cât de mult contribuie și ele la atragerea turiștilor și la a ne face mai cunoscut județul nostru. Evident, festivalurile care deja acum sunt de renume național, cum ar fi Festivalul de Blues de la Brezoi sau recent Deep Forest, acum astăzi înțeles că se dă startul la Sound Wave sau ceva de genul. Sunt evenimente deja recunoscute la nivel național și pentru care Consiliul Județean s-a implicat de cele mai multe ori și chiar a alocat sume importante de bani. Cu ocazia asta a simțit și nevoia că aceste evenimente trebuie cumva suplinite și de niște evenimente care să completeze paleta. Recent Consiliul Județean a organizat în cadrul Complexului Muzeal de la Măldărești acel spectacol întins pe 3 zile, Ficul la Cule, în care artiști de renume național și-au făcut prezența și cumva au fost și chiar au spus, unul dintre artiști a spus că a fost încântat și prima dată când susține un astfel de concert într-un astfel de mediu, ce a fost ceva inedit. Va fi probabil menținut și pe următorii ani. Avem destul de multe evenimente în domeniul acesta. Chiar la începutul anului am debutat cu
acel eveniment pentru colindători, urmat de Festivalul Călușului. Au fost mai multe evenimente în cadrul Consiliului și pe care Consiliul Județean le-a finanțat, dacă pot să spun așa. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru că revenim în câteva momente. Am revenit, dragi telespectatori. Domnule consilier, vom încheia discuția noastră ce ține de județul Vâlcea. Mergem și către alte subiecte importante. Înainte de a vă întreba și pe dumneavoastră, ce vă place cel mai mult la județul Vâlcea și cum vedeți dumneavoastră județul nostru? Eu fiind originar și din Vâlcea, chiar dintr-o localitate de sud, din Gușoeni, evident că cel mai mult îmi plac oamenii din județul Vâlcea, pe care îi simt, la modul general, oameni de bine, oameni care pun pasiune în tot ceea ce fac ei și pun suflet. Dar asta cred că contează mai mult decât orice. Evident, știți cum, zona natală și locurile din care te tragi sunt cele care îți plac cel mai mult. Și atunci, clar că despre județul Vâlcea pot să vorbesc la infinit cât de mult îmi place sau ce mă atrage. Însă, cred că, într-adevăr, județul Vâlcea, făcând recent și o incursiune prin câteva județe vecine, cred că este în topul județelor din România în ceea ce privește atracții turistice, mediul economic, chiar dacă se mai plâng anumite persoane, totuși stăm destul de bine și la capitolul acesta, chiar dacă se plâng că există un nivel de salarizare destul de scăzut. La poluare stăm bine. La poluare, într-adevăr. Și asta poate este, și la curățenie, pentru că și la modern, putem să spunem că cel puțin Râmnicu-Vâlcea are un aer modern, este un oraș în continuă modernizare. Sigur, asta datorită și conducerii administrației locale, susținută de către Partidul Social Democrat, în care și activez pe plan politic, dacă pot să fac o mică paranteză, dar cu siguranță aceste aspecte de curățenie au fost de-a lungul timpului subiecte, pot să fac o mică discuție aici. În trecut activam în cadrul prefecturii, instituției prefectului Vâlcea, la momentul când domnul actualmente vicepreședinte Florian Marin era prefect și încă de la acel moment am luat cumva și am prizat cu partea de curățenie care și am înțeles importanța ei prin în cadrul mai multor ședințe pe care le-am avut cu diferite instituții publice responsabile de acest aspect. Clar că mediul este cel care ne influențează viața și pe viitor. Este un domeniu destul de sensibil, ținând cont de încălzirea globală despre care se tot vorbește și pe care cred că cu toții trebuie să avem grijă să-l menținem și trebuie să avem datoria morală să menținem curat, cel puțin acolo unde ne facem datoria. Și cred că lucrul acesta ține foarte mult și de fiecare dintre noi, pentru că degeaba așteptăm din partea autorităților să facă ceva. Noi, oamenii, suntem cei mulți și noi avem cuvântul de spus până la urmă, pentru că noi poluăm cel Evident, mai mult. Evident, vorbim de autorități, vorbim de instituții. Practic, acestea sunt reprezentate tot de către oameni. Fiecare dintre noi trebuie să ne facem datoria acolo unde suntem, atunci când consumăm diferite produse ambalate, să respectăm circuitul de reciclare și așa mai departe. Aceste aspecte țin de mai multă cultură civică, de o dezvoltare a simțului civic din fiecare dintre noi și cred că aici, practic, am atins cumva un subiect sensibil despre care ar trebui să vorbim. Cumva aderarea la Uniunea Europeană, asta a însemnat, practic, o mai bună gestionare și o mai bună dozare a resurselor, cumva a dezvoltării spiritului acesta civic, o integrare în zona dezvoltată, că practic zona dezvoltată înseamnă inclusiv aceste aspecte.
Cred totuși că la partea de reciclare și de deșeuri mai avem de lucrat în ceea ce privește țara noastră, pentru că noi ca oameni nu prea avem în, nu știu, în instinctul nostru reciclarea aceasta selectivă care s-a introdus acum, și nici pe partea de reciclare la nivel național cred că nu stăm foarte bine. Da, vedeți, cumva faptul că România a trecut printr-o perioadă destul de lungă de comunism în care politicile de la vremea respectivă nu au fost orientate către aceste aspecte, cumva de asta se și întâmplă și avem de suferit în zilele noastre. Dar dacă e să ne referim mai mult și să discutăm puțin și despre activitatea Consiliului Județean în ceea ce privește reciclarea produselor, recent am avut un eveniment în localitatea Roiești, acolo unde se va construi acea stație de reciclare, acel depozit pentru deșeuri. Practic acolo va fi un complex. Nu este ceva destul de complicat să vă pot spune câteva cuvinte, dar Consiliul Județean s-a implicat foarte activ în ceea ce privește gestionarea deșeurilor de la nivelul județului Vâlcea, cel puțin în mandatul domnului președinte Constantin Rădulescu, care, cum se spune, a luat taurul de coarne, a luat problema care exista la momentul preluării mandatului de președinte și a încercat să rezolve situația și iată că astăzi suntem oarecum pe un făgaș normal, dar care trebuia să fie de mult realizat la noi în județ, dacă e să comparăm acest aspect cu alte județe care și-au pus la punct infrastructura pe domeniul reciclabil al deșeurilor. Dacă tot am ajuns să vorbim despre mediu, aș vrea să vorbim puțin și despre stațiile de încărcare electrice, pe care se pune acum preț, mai ales am văzut că foarte mulți bani din PNRR merg și către acest lucru, instituțiile publice din localități care primesc bani pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor, primesc de asemenea bani și pentru stațiile acestea electrice de încărcare, deși în mediul rural știm cu toții că populația e mai puțină, foarte puțină lume probabil are acolo mașini electrice. Cum stăm la oraș în acest moment cu stațiile? Aș vrea să rămânem totuși la mediul rural și să știți că nu sunt niște investiții în van, degeaba. Aceste stații de încărcare electrice sunt benefice în special pentru cei care vor să facă, dacă e să legăm puțin cu zona de turism, putem face o combinație, un turism ecologic, poți să pleci cu mașina electrică de la oraș, iar pe parcurs și pe traseu ai mai multe variante în care poți să-ți încarci mașina în mediul rural, să poți să faci anumite trasee și pe care poți să mergi, să ajungi la destinație, pentru că știm foarte bine mașinile electrice au o autonomie destul de scăzută față de motoarele propulsate. Și nu cred că sunt aceste investiții degeaba. Într-adevăr, cumva numărul de mașini electrice în mediul rural este mai scăzut, însă probabil cu aceste investiții vor fi înmulțite. Cumva cred că și prețul lor va scădea în viitor. Deja se observă oarecare scădere a prețului și la petrol și pe plan mondial și cred că chestia asta va duce și la reducerea prețului de cost al unei mașini electrice și implicit va crește numărul acestora la noi. În ceea ce privește investițiile pe panouri fotovoltaice la care instituțiile locale doresc și pe care doresc să le implementeze, într-adevăr sunt foarte multe proiecte de acest gen. Eficiența energetică este un subiect destul de, cum să zic, sensibil la ora actuală, în contextul în care prețul la energie în ultimul an și jumătate s-a triplat, nici nu mai știu de câte ori s-a înmulțit, pentru că nu știu căror motive sau datorită, din cauza căror motive s-a ajuns în această situație, dar cu siguranță aceste proiecte de panouri fotovoltaice le consider cumva de viitor, pentru că acestea ajută la scăderea prețului costului energiei pe instituție, de ce nu pentru persoanele fizice care doresc accesarea și vor exista aceste proiecte pentru persoanele fizice de accesare a fondurilor pentru montarea panourilor fotovoltaice, cred că va îmbunătăți cumva nivelul de trai, pentru că nu va mai fi nevoie să se cheltuie pentru energia electrică existențială și putem
redirecționa acele sume de bani de care dispune fiecare locuință în domenii poate mai bune pentru sănătatea lor, pentru vom vedea ce se va întâmpla și cu această energie, că spuneați dumneavoastră că prețul s-a dublat, s-a triplat, oricum a crescut considerabil, da, ceea ce a dus la creșterea tuturor prețurilor produselor și se tot încearcă obținerea independenței energetice. În același timp, guvernul spune că va menține această plafonare a prețului la energie ca românilor să nu le fie greu. Ce credeți că se va întâmpla totuși pe viitor? Pentru că nu putem să o ținem probabil nici cu această plafonare. Sunt niște cheltuieli din buget extrem de importante. Evident, această plafonare este o soluție pe termen scurt. Nu este nici de cum o soluție pe termen lung de plafonare, dar soluția pe termen lung de predictibilitate, dacă pot să spun așa, este soluția pe care Partidul Social Democrat în cadrul guvernului a propus-o și a susținut-o, aceea de a reglementa această piață. O mai bună reglementare cred că ar duce la lucruri mult mai bune. Cum apreciați activitatea guvernului vis-a-vis de toate măsurile acestea pe care le-a luat pentru a sprijini populația și mediul de afaceri în această perioadă grea? Cred că influența Partidului Social Democrat s-a văzut, pentru că au fost foarte multe măsuri orientate către cetățeanul de rând. De asemenea, consider că aceste măsuri puse pe picior, oarecum acei 50 de bani de duș la prețul carburantului, ar trebui să înceteze, pentru că și prețurile au început să scadă și cumva ar trebui o mai bună reglementare, evident, în condițiile unui profit decent al companiilor, pentru că, nu știu dacă ați observat profiturile declarate de când prețul la carburant a crescut, sunt deja foarte mari și asta înseamnă că este foarte mult loc de câștig în zona asta. Cumva, cred că o scădere naturală a prețurilor la carburant, fără ca statul să mai implice în această reducere, ar fi totuși benefică pentru noi ca cetățeni, ca... Încă așteptăm să fie cineva tras la răspundere, că spunea și premierul că se vor face controle la furnizorii care au mărit prețurile, ca să vedem și noi dacă aceste creșteri de prețuri se justifică sau nu, dar vedeți cum se fac lucrurile în România, destul de greu, să sperăm că nu în câțiva ani vom afla și noi răspunsul până la urmă, dar totuși cred că trebuie făcută o investigație să vedem dacă aceste măriri de prețuri au fost sau nu justificate, pentru că nouă românilor ne-a atârnat foarte greu pe umeri și acest lucru. Da, vă dați seama, aceste măsuri și această cercetare a cum s-a ajuns prețul și cum a fost construit el țin de alte instituții, dacă îmi permite să nu... E un fel de acum carul cu fân, da. E greu de găsit. Nu neapărat că este greu, doar că cred că sunt destul de multe instituții abilitate care ar putea să-și facă treaba și cu siguranță și-o vor face pe acest domeniu. Având în vedere toată situația aceasta pe care am expus-o, cu creșterea prețului la energie, cu creșterea prețurilor la combustibil, aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, pentru că când PNL și PSD au intrat împreună la guvernare, au spus că vor lucra pentru dezvoltarea României și au avut ca scop acest lucru și vă întreb cum vedeți situația acum, din punctul dumneavoastră de vedere. S-a început a se lucra la dezvoltare, am stagnat, am alocat banii către altceva, poate către pachete de sprijin pentru cetățeni, având în vedere că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat acum? Sau suntem în dezvoltare, suntem în grafic? Eu zic cumva că suntem în grafic, odată cu noul guvern, suntem pe drumul cel bun. Am înțeles că există o colaborare, chiar dacă mai sunt mici discuții în actul de guvernământ, există totuși o colaborare foarte bună între ministere și Guvernul României a adoptat soluțiile, zic eu, corecte și, evident, în România totul este perfectibil, nimic nu este perfect și cumva va trebui să mai aprofundeze cel puțin latura socială, pentru că aceasta este cea mai afectată de criza din ultima perioadă, ceea ce se întâmplă la granițele noastre și criza de la nivel mondial a energiei. Cam atât pe subiectul ăsta.
Da, avem ceva decalaje dacă sunt să ne gândim la capitolul dezvoltare față de celelalte țări europene și știți și dumneavoastră probabil ați călătorit în afară sau aveți prieteni care au mers în afară și știți că alte țări sunt mai dezvoltate decât noi. Și vreau să vă întreb că poate acum începem și noi să ne dezvoltăm și să vă întreb dacă reușim să prindem celelalte țări europene din urmă, pentru că suntem și noi în Uniunea Europeană și ne dorim să avem poate și nivel de trai ca acolo, poate salariul minim la nivelul salariului minim european, ceea ce este greu de făcut în momentul de față, dar și condițiile de trai mai bune. Eu zic că suntem pe drumul cel bun și așa cum românii au demonstrat că pot într-un termen scurt să ia fața, dacă pot să spun așa, a multor țări care au mai mulți ani de democrație, mai mulți ani de dezvoltare economico-socială, avem capacitatea de a prinde din urmă celelalte țări mai mult dezvoltate. Tocmai ce am făcut mențiunea mai devreme referitoare la infrastructura aceasta de telecomunicații, unde deja am depășit foarte multe țări. Rămâne să punem la punct, într-adevăr, infrastructura rutieră, care a fost cam piatra de moară atârnată de gâtul ultimelor guverne din România. Aceste autostrăzi care ar trebui să facă legătura cu țările europene. Într-adevăr, cred că ar trebui să lucrăm mai mult la partea de interacțiune umană, zic eu. Aici cred că aici ar trebui să ne empatizăm mai mult și să fim mai sociabili, zic eu. Poate că trebuie să mai lucrăm puțin și asupra sistemului educațional, pentru că și acolo s-au adunat lacune și în timpul pandemiei. Evident, din sistemul educațional se trag și aceste caracteristici, dacă pot să le numesc așa, și ce vorbeam mai devreme de mediu și implicare socială și multe alte aspecte ce țin de persoană, de individ. Probabil ați văzut și dumneavoastră că au început să apară din nou aceste cazuri de COVID. Din câte am înțeles, am vorbit cu un medic din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea și avem și aici cazuri. Dacă se va ajunge să se agraveze din nou situația, să sperăm că nu, în cazul fericit, economic, credeți că mai reușim să ne desurcăm atât la nivelul județului cât și la nivel național? Pentru că abia reușim să ne revenim și iată acum suntem bombardați de aceste creșteri de prețuri care ne fac viața. Am încredere că se vor găsi soluții și nu vom cădea cumva în slaba gestionare a acestor evenimente neplăcute. Sper să nu ajungem în situația în care am fost în trecut, să fie o situație temporară aceasta a cazurilor, zic eu, sporadice totuși de COVID, nu sunt mari, nu sunt multe, dar există și riscul expansiunii acestora, dar cred că totuși la nivel de județ și în ceea ce privește asigurarea materialelor necesare în cazul în care această pandemie va reveni, Consiliul Județean se va implica și va, cel puțin în ceea ce privește instituțiile pe care le gestionează, va asigura materialele necesare indiferent de situație. Aș vrea să discutăm puțin și despre rectificarea bugetară, ce urmează, și spunea premierul că va pune cumva baza pe finanțările pentru pachetele acestea de ajutor pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri, bineînțeles. Dumneavoastră, ce așteptări aveți și ce credeți că se va întâmpla după această rectificare? Într-adevăr, rectificarea bugetară cred că ar fi trebuit, zic eu, să fi venit un pic mai devreme, pentru că deja ne aflăm undeva în sfârșitul anului și dacă e să mă rezum un pic la instituțiile publice, administrațiile locale deja pe ultimul trimestru suferă foarte mult la capitolul plății, cel puțin a celor indemnizații pentru persoanele cu dizabilități și cumva au nevoie de această rectificare și plata la zi a persoanelor respective. Într-adevăr, odată cu aceste investiții prin programul național Anghel Salini, au generat și anumite costuri de proiectare, anumite costuri de care vor trebui susținute. Pe administrațiile locale, cred că le va avantaja o urgentare a acestei rectificări bugetare, să nu ajungem în situația în care în sfârșitul anului să rămână ceva situații neachitate sau furnizori, că totuși
cu mediul economic interacționează foarte mult instituțiile statului și va trebui să efectueze aceste plăți către societăți. Domnule consilier, suntem la finalul emisiunii, așa că pe final vă rog pe dumneavoastră să transmiteți un mesaj către vâlceni, către cei care ne privesc în acest moment. Le doresc multă sănătate în această perioadă, dacă tot vorbim de o posibilă revenire a perioadei de COVID. Dar în același timp le transmit faptul că trebuie să trăiască cu speranța, să fie totuși optimiști, încrezători, chiar dacă cumva contextul actual nu este unul favorabil. Am încredere că românii vor găsi soluțiile necesare astfel încât să poată depăși orice problemă pe care o să existe. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați fost alături de noi și vă sugerez să rămâneți în continuare alături de programele noastre. Vă doresc o seară liniștită. La revedere!